Prioritatea Partidului Social Democrat este păstrarea locurilor de muncă și creșterea asigura a veniturilor românilor prin programul său de guvernare. Toate acestea se vor concretiza prin soluții moderne, social-democrate, de creșterea deducerilor și de anulare sau scădere a impozitelor pe muncă pentru salariile mai mici de 6.000 de lei, fără ca veniturile statului să fie afectate. Reducerea impozitării muncii avute în vedere de Partidul Social Democrat are următoarele beneficii. Determină creșterea salariilor pentru mai mult de 4,5 milioane de angajați, respectiv pentru toți care au salarii mai mici de 6.000 de lei pe lună, adică pentru 85% dintre salariații din România. Se aplică din prima zi de guvernare, nu impune costuri suplimentare a angajaților, are un impact bugetar redus și, prin urmare, nu constituie niciun risc la adresa veniturilor statului, nu afectează contribuțiile la buget asigurărilor sociale nu afectează pensiile, reduce inechitățile și riscul de sărăcie. Aceasta este marea diferență între guvernarea PSD și cea a dreptei unite. PSD vine cu o nouă viziune economică menită să aducă prosperitate și dezvoltare, cu o nouă echipă cu un nou plan concret și coerent de acțiune guvernamentală. PNL rămâne partidul haosului al improvizației și incompetenței, care a îngenunchiat economic țara, a îndatorat-o fără măsură și i-a obligat pe români să strângă cureaua.